Azi o adunare specială și dorim ca Domnul să fie slăvit în mijlocul nostru. M-a aflat pe căi străine bunul meu păstor iubit. M-a aflat pe căi străine bunul meu. Let's pick up speed a little bit. M-a luat cu drag pe brațe, de păcat m-a vindecat, rană din cuvântul vieții și putere el mi-a dat. Aleluia, aleluia, voi cânta prin Iisus a mântuire, fie veșnic lăudat.
Iubiți frați și surori, iubiți ascultători, o bucurie să fim împreună în după masa aceasta. Domnul să binecuvinteze întâlnirea noastră. Mă bucur să-l întâlnesc pe fratele Cruceru și Domnul să-l binecuvinteze. Și începem în seara aceasta și îl rog pe fratele Emanuel, păstor din România, de la Rovinari, să ne conducă în rugăciune de deschidere pentru serviciul din seara aceasta. Amin. Doamne, că ne-ai lăsat cuvântul. Mulțumesc că primim lumină din el. Amin. Să rugăm din toată inima ca și în seara aceasta să ne luminezi și să ne luminezi. Și fie ca întâlnirea noastră să fie una plină de prezența Duhului Tău. Amin. Te rog, Doamne, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să fie la lucru în fiecare inimă. Amin. Doamne, vorbește-ne, te rugăm. Pune-ne gândul Tău. Pune-ne noi, Doamne, inima Ta. Ajută-ne, Doamne, și pe noi ca să putem să simțim ca Tine. Și te rugăm din toată inima. Ajută-ne să vedem planul Tău. Doamne, lucrează în viețile noastre. Amin. Folosește-te de oamenii care mi-ai pus în față. Amin. Te rog din toată inima, Doamne, ca Tu să fii acela care să ne deschizi mințile, să ne deschizi ochii și să ne faci să fim după voia Ta în toate. Amin. Amin. Pentru momentele de rugăciune voi citi din Coloseni, capitolul 1, începând de la versetul 9, pagina în Biblie 1155, Coloseni 1, de la versetul 9, Cuvântul Domnului spune următoarele. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Amin. Dragii mei, rugăciunea este un mod de viață pentru noi care suntem copii ai lui Dumnezeu. În seara aceasta nu ne vom putea ruga cu toții, dar aș vrea să subliniez doar câteva gânduri și în duhurile noastre fiecare putem veni în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și aș vrea să observați cele două aspecte. Ceea ce se întâmplă în sufletul nostru se întâmplă prin, și în mintea noastră prin puterea cuvântului lui Dumnezeu și această putere transformă trăirea noastră. Apostolul Pavel cere pentru Coloseni ca ei să se umple de cunoștința voiei lui, de înțelepciune, de pricepere duhovnicească. Socotescă mai mult ca oricând. Poporul lui Dumnezeu are nevoie de această pricepere duhovnicească. Amin? Amin? Și să facă Dumnezeu ca această pricepere duhovnicească să se evidențieze în felul în care trăim. Apostolul Pavel spune să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați gândit, dar personal am fost cercetat în ultima vreme și mi-am pus întrebarea, Doamne, cum trăiesc eu ca copil al Tău și ce văd cei de lângă mine în viața mea? Frații mei, mai mult ca oricând, Biserica lui Iisus Hristos este chemată să dovedească prin trăirea pe care o are înaintea oamenilor că Iisus Hristos este Mântuitorul. Că în numele Lui este iertare de păcat. Amin. Și că prin puterea Lui este biruința asupra păcatului. Amin. Amin. Și apoi venim și cu mulțumire, pentru că îmi dau seama, sunt mulți care au în inimă gânduri de mulțumire în seara aceasta, dar poate că sunt unii care sunt încercați într-un fel sau altul. Domnul Dumnezeu să aducă mângâiere. Amin. Domnul Dumnezeu să aducă putere. Domnul să aducă vindecare și Domnul Dumnezeu să aducă acea tărie duhovnicească pentru biserica Lui. Cu toții stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, în aceste gânduri. Îmi dau seama ca biserică vă rugați pentru mulți care sunt poate bolnavi, pentru multe cauze, pentru multe situații. Dar și le puteți aduce în Duhul dumneavoastră în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cu voce tare însă, doi frați și două surori îndemnați de Duhul lui Dumnezeu ne vor conduce în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cerând ca Domnul Dumnezeu să lucreze prin cuvântul Lui.
Domnul să binecuvinteze pe fratele Cruceru. Domnul să binecuvinteze această evanghelie care se propovăduiește oriunde. Și Domnul Dumnezeu să aducă acea putere duhovnicească, în așa fel ca fiecare să plecăm întăriți de puterea Lui. Amin. Ne rugăm Domnului cu doi frați și două surori îndemnați de Duhul Sfânt. Te laudăm, Doamne Tată, și te binecuvântăm că ești bun cu noi. Îți mulțumim pentru că în seara aceasta, bazat pe promisiunile tale, știm că ești în mijlocul nostru, Tată. De aceea vrem ca inimile noastre să fie curățite de orice gând rău, de orice păcat, Doamne. Mulțumim pentru că la Tine avem iertare și ne primești atunci când ne întoarcem cu pocăință la Tine. Vorbește-ne din nou, Doamne, prin cuvântul Tău. Amin. Și fie ca cuvântul Tău, care îl vestește în seara aceasta aici, să se întoarcă cu ror la Tine, spre slava Domnului Iisus Hristos, spre creșterea noastră spirituală și spre cercetarea celor din jurul nostru. Te rog, Doamne, dă-i cuvânt fratelui Marius. Amin. Mulțumim pentru vizita lui, mulțumim pentru vizita Bisericii Emanuel, Doamne. Amin. Mulțumim pentru că încă o dată ne primești la închinare. Și fie-ți plăcută închinarea Ta, închinarea noastră înaintea Ta. Amin. Amin. Sfinte Tată, slăvim numele Tău pentru harul nespus de mare care îl avem, la să fim copiii Tăi. Noi mergeam spre iad, Doamne, și Tu ne-ai răscumpărat prin Domnul Iisus. Vrem să Te lăudăm, vrem să nu uităm lucrurile astea, vrem să ne ridicăm glasul, să strigăm mulțumiri, recunoștință față de Tine pentru felul în care ne copleșești de bunătăți în fiecare zi și chiar și faptul că suntem aici în seara aceasta, ne arăți din nou harul Tău și bunătatea Ta. Și Te rog, Doamne, să lași pe, ca prin servul Tău să auzim glasul Tău, să auzim Duhul Tău care ne vorbește fiecăruia, care ne cheamă la pocăință, la smerenie, la o viață trăită cu Tine. Te rog, Doamne, să continui lucrarea și în săptămâna aceasta și în fiecare zi, Doamne, ca ceea ce auzim aici să intre adânc în inima noastră, să, ca Duhul Tău să lucreze și să facă orice e nevoie ca o apropiere mai mare de Tine să vie în viața noastră a fiecăruia. Te rog, Doamne, să Te înduri și de cei care stau departe, care stau nepăsători, care stau batjocoritori și care cărora nu le pasă de faptul că îi iubești și că vrei să îi chem și pe ei la Tine. Te rog să binecuvântezi orice suflet apăsat, obosit, care a intrat aici, să dai Tu alinarea și ajutorul care Duhul Tău și atingerea Ta poate să o facă. Mai mult ca orice, ajută-ne să fim martori vii pentru Tine în fiecare zi. Amin. Amin. În loc. Te rog din toată inima ca Tu să binecuvintezi tot programul, Doamne, și Te rog ca Tu să ne vorbești prin cuvântul Tău ce sfânt în această seară și dă-i putere celui care ne va vesti cuvântul Tău, Doamne, și ajută-ne ca în fiecare zi să și practicăm tot ceea ce auzim, Doamne, și să fim o lumină în locul în care ne-ai pus. Eu îți mulțumesc pentru toate, acum și în veci de veci. Amin. Amin. Te laud, Doamne, din toată inima că ești același ieri, azi și în veci. Amin. Te laud pentru credincioșia Ta. Amin. Te laud pentru cuvântul Tău care l-ai adus până la noi în ziua de astăzi. Amin. Te laud, Doamne, că încă mai ești îndurător și Te rog să curățești inimile noastre și gândurile noastre ca să putem să primim cuvântul Tău, să putem să-L împlinim și să-Ți aducem slava și cinstea pe care Tu o meriți. Mulțumesc că-Ți vei unge servul Tău și-L vei binecuvânta. Și voi avea un cuvânt pentru fiecare în parte, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Frații și surorile, oaspeții noștri de la Emanuel vor lăuda pe Domnul cu o cântare.
n-ai fi tu de partea noastră. Am fi ca praful luat de vânt. Am fi o carne fără viață, rătăcitoare pe pământ. Dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim. Căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Îngenunchiem și ne smerim, dar noi venim, dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim. Căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Îngenunchiem și ne tu ne-ai dat viață și toate ție îți datorăm. Dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim. Căci genunchiem și ne smerim. Noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim. Căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Îngenunchiem și ne smerim. Domnul să vă binecuvânteze pe toți care ați venit în seara aceasta, frați și surori, ca să ascultați cuvântul Domnului și să experimentați părtășia Bisericii și a Duhului Sfânt. În seara aceasta, punctul focal al întâlnirii noastre este ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. Domnul ne-a făcut harul și în anul acesta să avem un vestitor al Cuvântului lui Dumnezeu, pe fratele Marius, oaspete în mijlocul nostru, Marius Cruceru, din Oradea. Și dumnealui ne va vesti Cuvântul Domnului. Am pentru biserică și pentru toți cei care vor să participe la bucuria aceasta o veste de bucurie. Domnul a binecuvântat familia Chiu pe fratele Marc și sora Ligia cu un băiețel care s-a născut astăzi. Numele lui este Abel Azaria Chiu. Slăvit să fie Domnul! Sora Ligia este bine. Cei din Biserica Logos știți că băiețelul are o malformație a inimii și nu știm cât de gravă este situația lui. Când ne-a trimis, mai multe ori ne-a trimis Marc un text, tocmai se născuse băiețelul și era la intensive care, neonatal intensive care unit și îi făceau o ecogramă. Zic că o să ne spună cum
o se simte. Să nu uitați să vă rugați pentru ei, pentru băiețel și pentru Ligia și pentru Marc. Mâine seară, cu ajutorul Domnului, ne vom întâlni din nou, tot la ora 7, și va fi ca și în seara aceasta, am toată încrederea, o seară plină de har în care Domnul va lucra în mijlocul nostru. Vineri seara de la ora 6, nu vreau să greșesc, vineri seara de la ora 6, e o sărbătoare de strângere de fonduri a școlii Logos, la care suntem toți invitați. De asemenea, fratele Marius va fi cu noi, și apoi sâmbătă de la 6:30 este o întâlnire pentru tineri. Duminică este prima duminică din luna martie, când vom sta împreună la masa Domnului. Apoi seara este priveghi. A trecut la Domnul sora Sinitean, mama fratelui Jean Paul, și vom avea un serviciu de priveghi. Acum, haideți, așa cum facem de fiecare dată, când ne strângem la casă de rugăciune, să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre, în timp ce le udăm pe Domnul cu o cântare, și apoi vom asculta cuvântul Domnului. Vă rog să vă ridicați la cântarea aceasta. Cântarea 1564, Doamne, atinge-ne din nou. Doamne, dă-ne înțelepciune și putere și iubire. Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău. Azi venim în fața Ta, dă-ne, Doamne, harul Tău, să fim vii pentru împărăția Ta. Trezește-ne din
ci lumina ta să ardă noi prin puterea ne atinge din noi. Vă invit, frați și surori, să ne unim în rugăciune, înainte ca să ascultăm cuvântul Domnului. Tată, venim înaintea ta în numele Domnului Iisus cu recunoștință, pentru că prin El avem intrare slobodă în locul preasfânt, în prezența ta, Doamne, pentru că tu dorești să asculți rugăciunile noastre și ne dai răspuns după îndurarea ta, după planul tău, după înțelepciunea ta, după voia ta, Doamne. Strigăm către tine, Doamne, în mod deosebit în seara aceasta pentru familia Chiu. Ne rugăm pentru băiețelul nou născut, pentru Abel, Doamne. Dacă e voia ta, să-i dai vindecare, Doamne. Cerem lucrul acesta înainte. Dacă e voia ta, să-l vindești, Doamne, să-i dai sănătate deplină. Mă rog să întărești toată familia aceasta, pe sora Ligia, pe fratele Marc și pe băiețel, Doamne, în credință, pentru că atunci când va ști să-și poată pune încredere în Tine, Doamne, te rog să-i ajut să se sprijinească pe Tine și să fie tare în Tine. Mă rog să binecuvântezi adunarea noastră și în continuare, Doamne, și să dai mult har fratelui Marius pentru ca să poată să vestească cuvântul Tău în adevăr cu toată puterea prin Duhul Sfânt. Dă-ne și nouă har, Doamne, ca să fim receptivi la cuvântul Tău pentru ca să ne transforme în asemănarea Domnului Iisus. Te rugăm și îți mulțumim în numele Lui. Amin. Vă rog să rămâneți așa pentru ca să ascultăm cuvântul Domnului. Vreau să deschidem scripturile noastre la 1 Corinteni, capitolul 9, și vom citi de la versetul 24 până la 27. După citirea acestor versete, îl rog pe fratele Ciupuligă să ne conducă în rugăciune de cerere pentru cuvânt. 1 Corinteni 9, de la 24 la 27. Cuvântul Domnului. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Amin. Cuvântul Domnului. Ne rugăm. Vă rog să luați loc. Ieri am avut o discuție cu cineva care s-a întors din Norvegia, fiind implicat în toate demersurile care se fac acolo pentru familia Bodnariu, și respectivul mi-a spus următorul lucru. Mă uit la un popor
care se distruge singur. Mă uit la un popor care a uitat orice fel de urmă de moralitate. Și a adăugat el, mă uit la un popor protestant care se depărta de biserică și de Biblie. Dragii mei, vreau să judecați dumneavoastră și să înțelegem ce se întâmplă când ne uităm la Polonia, o țară catolică care încă interzice avorturile și divorțurile, care înflorește economic, sunt catolici, da? Deci noi știm, ne știm doctrina, știm ce credem. Și ne uităm la țările nordice care l-au dat pe Erasmus de Rotterdam și alți reformatori și oameni care s-au ocupat de Biblie, și ne întrebăm ce s-a întâmplat. Există o explicație pe care unii o dau și de aceea mesajul meu din această seară și din seara viitoare nu va fi un mesaj comod. S-ar putea să vă dea de lucru, nu va fi un mesaj ușor. Am luat prea ușor harul. Am predicat atâta despre har încât l-am luat în ușor și am luat ca un lucru de apucat mântuirea. Un grup de creștini a hotărât să nu se mai roage din următorul motiv. S-au surprins pe ei înșiși în momentul când s-au așezat la masă că fiind în hipoglicemie și fiindu-le foarte tare foame, au zis, suntem ipocriți, ne uităm la masă, ne gândim la friptură și noi ne rugăm. Hai să nu ne mai rugăm ca să nu fim ipocriți. Întrebare, credeți că după aceea le-a venit să se roage în mod natural vreodată? Nu. Asta înseamnă că sunt niște lucruri la care trebuie să strângi din pumn, trebuie să strângi din ei să le faci, că așa se face. Că spiritualitatea nu e naturală. Carnalitatea, poftele, da. Dar spiritualitatea nu ne vine natural. Nu știu dacă vă surprind, probabil fratelui Ovidiu și fratelui Chiu le vine în mod natural, dar eu vă mărturisesc un lucru. Nu mă scol dimineața și îmi frec mâinile și zic, de-abia aștept să citesc Biblia. Nu-mi vine. Nu mă scol și spun, dar abia aștept să mă rog. Și când se apropie ziua de post, zic, a, extraordinar, mi-e așa o poftă să poftesc, nu mai pot. Când vine câte o seară de veghere, mă sperii că știu că mi se va face somn și voi face pulsul mare. Dragii mei, impulsurile noastre trupești, carnale, cât suntem în trup, trebuie prinse, domesticite, umilite, constrânse, băgate cu nasul în țărână și așa cum spune Ieremia, omul cât este tânăr să ia un jug, să-și umple gura cu țărână. Da? Și nu numai cât este tânăr, dacă este cazul și când este mai bătrân. Acum trebuie să, de la început, să deosebim între două lucruri. Este un pendul care se poate mișca între legalism și cineva spunea, legalismul este definit ca o aderență excesivă la formule de viață sau la lege. Și legaliștii cred că prin lege vom fi mântuiți. Dacă respecti cu tare reguli, e ca la cârnați. Ce bași pe o parte, iese pe partea cealaltă. Și dacă ai făcut rețeta cu tare, vei fi mântuit. Așa i-a mustrat Domnul pe farisei, pentru că să credeau ei. Faci cu tare și cu tare și cu tare lucru, este rețeta pentru mântuire. Pe când disciplina este activitatea sau exercițiu care dezvoltă o abilitate spirituală. Aș vrea în aceste seri să ne referim la disciplina spirituală. Care este cea mai mare pierdere a creștinismului modern? Cea mai mare pierdere a creștinismului modern, cred eu, când avem posibilitatea să comunicăm mai mult, să ne întâlnim mai mult, nu ne mai ascundem în catacombe, avem libertate încă în lumea civilizată să ne vedem față către față, putem lua breakfast-uri împreună, putem să mergem la cină împreună, putem să ne telefonăm în timpul zilei, să ne trimitem mesaje. Cea mai mare pierdere este că suntem conectați, dar nu mai avem comuniune. Suntem conectați, dar nu mai avem părtășie. Și nemai având părtășie s-a pierdut ceea ce a făcut creștinismul în 60 de ani de la înălțarea Domnului la ceruri să ocupe toată lumea civilizată și să devină un imperiu de temut. În 321 Constantin cel Mare, fiind foarte bun politician, și-a dat seama că
creștinii sunt atât de răspândiți și atât de puternici, încât dacă nu devine și el, cu toată oastea lui creștin, va pierde definitiv împărăția. Cum de s-a răspândit creștinismul atât de repede, fără avioane, fără mașini, fără fax, fără telefoane? Știți cum? Prin ucenicie. De la om la om. Cea mai mare pierdere este relația aceasta, mentor-ucenic, maestru-discipol, relația Pavel-Timotei și Pavel-Tit. În același timp, ceea ce s-a pierdut este învățătura despre credință, cum să trăiești credința teoretic și cum să trăiești credința practic. Ce este disciplina? Disciplina este din aceeași familie de cuvinte, cuvântul discipol. Noi spunem și s-a contaminat, din păcate, acest cuvânt și spunem am făcut disciplină bisericească. Când spunem am făcut disciplină bisericească, ce înseamnă asta? Puneri deoparte și excludere, nu? Ei, nu însemna asta. Disciplina bisericească însemna că cineva, după ce s-a convertit, intră într-un proces, cum spun didahiile apostolilor și până la Augustin este pomenit, botezul se făcea o singură dată pe an, în noaptea Paștelor, în dimineața aceea, din noaptea dimineața Paștelor, în apă curgătoare, în natură, se îmbrăcau în haine albe adulți, atenție, adulți, și după ce treceau prin mai multe cicluri de învățare a Scripturilor, erau testați, erau examinați și catehumenii, care deveneau competenți. Competentes erau cei care cerau împreună botezul. Asta înseamnă în limba latină competentes, cei care cer împreună botezul. Cei care cereau împreună botezul erau duși, examinați și după ce erau examinați, erau botezați. Erau obligați la ascultare, la slujire, la supunere, la frângerea voii. Gândiți-vă ce se întâmplă în bisericile noastre de obicei. Nu știu cum e la dumneavoastră, dar am încercat ani de zile să corectez acest lucru în biserica noastră și în bisericile pe care le-am păstorit. Se botează oamenii, se predau Domnului, se botează și o săptămână de la botez îi mai știm pe nume, după care se pierd printre ceilalți și nu le mai are nimeni grijă. Nu mai întreabă nimeni. Tu cum mai ești în relația cu Domnul? Ai mai citit Biblia? Ai mai postit? Ai mai memorat versete? Ne bucurăm cum se bucurau indienii că au scalpuri. Îi punem pe panoplie, avem pozele cu botezuri, îi numărăm la număr, ne cresc membrii și membrii aceia sunt numere, eventual nume în registrul bisericii, dar nu sunt ucenici. Faceți un exercițiu mental. Când te-ai pocăit? Ucenicul cui ai fost? De la cine ai învățat credința? Cine te-a învățat cum să citești Biblia, cum să postești? Cine te-a învățat ce-i bine și ce-i rău pe calea credinței? Și acum a doua întrebare fundamentală. Dacă ai crescut în credință, care ți-s ucenicii? Cine te urmează? Tu când te uiți în urmă, cine pășește în urma ta? Îl avem pe ăsta micu, acum de un an și cinci luni. Și când mergem prin casă, ne scălâmbăie. Merge și el după noi și face exact, și dacă te uiți în urmă, ce faci tu, aia face și el. Care sunt copilașii care te urmează? Care sunt copilașii în credință care te imită? Dacă nu-i nimeni în urma ta, ești steril, ești sterp din punct de vedere spiritual, adică nu disciplinezi, nu ai discipoli, nu faci ucenici. Și întotdeauna disciplina înseamnă două persoane în relație. Dacă revenim la discipline spirituale, în momentul când a apărut cartea lui Richard Foster, discipline spirituale, a fost o întreagă discuție în lumea creștină, păi dacă ne tot apucăm de discipline spirituale, o să pierdem ideea de har și nu o să mai trăim prin harul Domnului. Dragii mei, harul Domnului nu înseamnă să trăim la întâmplare. Harul Domnului nu înseamnă să punem o plantă și să se bucure de soare și de ploaie, fără să o mai tundem. Disciplina spirituală înseamnă să colaborăm cu Harul lui Dumnezeu, soarele binecuvântat al Harului lui Dumnezeu, și disciplina spirituală înseamnă să-i punem vrej la viță
ca să se poată urca și să folosim foarfecele. Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 15, eu sunt vița, tatăl meu este vierul. Și el curățește și taie. Taie și pe cine-i bun, taie și pe cine-i rău. Apostolul Pavel scrie lui Timotei următoarele cuvinte. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fie vlavios și spune că-și deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Apostolul Pavel, care vorbește despre restrângere lui, spune ucenicului lui, ai grijă, nu-ți pune mare încredere în deprinderea trupească. Nu-ți pune mare încredere în lucrurile exterioare. Lucrurile exterioare, disciplinile spirituale, trebuie combinate cu o credință, evlavia. Ce înseamnă evlavia? Am mai spus-o în urmă câțiva ani în biserica noastră și repet. Evlavia, în limba greacă, eulabeia sau eusebeia, sunt două cuvinte, înseamnă buna temere de Dumnezeu, temerea corectă de Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Practicarea continuă a prezenței lui Dumnezeu. Ești singur la volan? Roțile și frânele tale ar trebui să știe că sunt conduse de un creștin. Ești singur într-o cameră de hotel? Patul în care dormi ar trebui să știe că în el doarme un creștin. Ești singur în fața computerului? Fișierele temporare din computerul tău ar trebui să știe că aparțin unui creștin. Vorbești la telefon cu cineva, credincios sau necredincios? Obiectele din prejurul tău ar trebui să fie iluminate de prezența unui creștin. Pentru că tu trăiești în prezența lui Dumnezeu tot timpul. Știți care e una din problemele creștinătății de astăzi? Că noi suntem practicanți ai creștinismului, nu creștini. Care e diferența dintre practicant al creștinismului și creștin? Practicant al creștinismului este ca ăla care practică un sport. Se duce cu hainele la sală, se duce de două ori pe săptămână la gym, acolo se dezbracă, se îmbracă în short și în tricou, aleargă la sală și îl practică un sport. Practică atletism, practică ciclism, practică, eu știu, un sport. Și după ce se dezbracă de hainele alea, devine un om normal. Și se duce acasă. Și trăiește ca un om normal. Un practicant al creștinismului este cel care vine la biserică, la fel cum se duce la sala de gym. Vine aici, face frumos, cântă, dă colecta, își dă obolul, se închină lui Dumnezeu, se roagă. După ce a ieșit de pe ușa bisericii, devine din nou păgân. Și trăiește ca un păgân. Face afaceri ca un păgân, se raportează la nevasta ca un păgân, se raportează la soțul ei ca o necredincioasă, toate le facem ca păgânii. Scriptura ne învață că în momentul când ai devenit creștin s-a produs ceva radical. Noi am murit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu Hristos și suntem o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Asta înseamnă, dragii mei, că nu suntem practicanți ai creștinismului. Noi nu practicăm o religie, noi suntem creștini. Asta înseamnă că toată ființa ta, inclusiv trupul tău, nu mai este al tău. Ce spune Apostolul Pavel? Trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. În momentul când folosește această expresie, deprinderea trupească, în greacă este gimnastica, ceva care din același radical, gimnastica. De ce nu ne mai disciplinăm? De ce nu mai facem gimnastică spirituală? De ce nu mai vrem să facem acele fapte și acte care ne restrâng, care ne constrâng, care ne fac incomozi? Sunt patru motive pentru care credincioșii evanghelici refuză discipline spirituale. Mai întâi, o antropologie greșită, o doctrină despre noi înșine greșită, o antropologie greșită. Ce înseamnă asta? Avem un trup, ce facem cu el? Ne încurc.
Cei care folosiți engleza, este mai simplu, puteți avea acces la mai multe traduceri. Noi avem o problemă în traducerea Cornilescu, că peste tot unde Apostolul Pavel a scris sarx în greacă, adică carne, fratele Cornilescu a tradus prin fire pământească. Și am pierdut cumva, tot vedem imaginea, cum vezi la un televizor alb-negru, dacă vezi, vrei să vezi în culori, acolo trebuie să vezi că peste tot unde este fire pământească este de fapt carne. Carne. În mediile noastre, în mediul evanghelic, problema trupului este destul de puțin rezolvată. Ce facem cu trupul? Și sunt două extreme. Oricum vom muri, oricum ne apropiem, deci să ne neglijăm. Nu mai avem grijă de trup, nu ne mai interesează, noi nu ne punem nădejdea în fapte, căci prin har suntem mântuiți, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ne-am săturat, uite, ăștia la catolici, la ortodoxi, merg pe cioburi de sticlă, merg în genunchi împrejurul bisericii, se suie pe coate și pe genunchi până la nu știu ce mănăstire, fac nu știu câte mătănii, noi nu facem asta. Dragii mei, aici trebuie să corectăm un lucru în teologia noastră. Apostolul Pavel, tocmai am citit, mă port aspru cu intelectul meu, așa spune? Mă port aspru cu trupul meu, am un trup, ce fac cu el? Apostolul Pavel ne dă de înțeles că trupul acesta, cu poftele, cu problemele lui, ar putea să ne fie o piedică în calea neprihănirii. Trupul acesta, din cauza felului în care îți funcționează hormonii și toate umorile și stările prin care treci și vârstele și felul în care te frustrează prin apariția bătrâneții. Mi-am adus aminte astăzi, le-a spus cineva, după 40 de ani, dacă te scoli și nu te doare nimic, înseamnă că ești mort. Deci trupul începe să ne facă din ce în ce mai multe probleme odată cu vârsta. Tinerii încă nu înțeleg despre ce vorbim noi, dar dumneavoastră înțelegeți. Și ne dă de înțeles că această povară, această haină care este peste suflet, ar putea să fie o mare piedică, un mare obstacol și trebuie cumva să te iei la trântă cu trupul. Sunt doi termeni pe care îi folosește Apostolul Pavel în teologia lui asupra trupului, sarx, carnea, care de obicei are o conotație negativă și este obiectul cu care ne luptăm, și soma, trupul, care îl vom primi, trupul răscumpărat, vom fi în trupuri noi, vom trăi în trupuri de slavă și ne vom îmbrăca și vom fi asemenea cu Hristos. Dacă ne ajută Domnul, mâine vom vedea cum putem să luptăm cu această realitate care ne împovărează, cu această haină grea care este trupul. Doi, a doua cauză pentru care nu ne plac disciplinele. O teologie în sens propriu, o doctrină despre Dumnezeu greșită. Noi credem, mulți dintre noi, că Dumnezeu n-are altă treabă mai bună de făcut decât să ne facă pe noi să ne simțim confortabili. Aici pe pământ. Vă readuc aminte, Dumnezeu intenționează să cioplească caracterul nostru, nu are interes acum și aici în confortul nostru. Confortul este, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Deci dacă cumva credeți vreunul dintre dumneavoastră că Dumnezeu are datoria de a ne vindeca toate coșurile și furunculele și toate bolile pe care noi le avem, vă rog să vă aduceți aminte de Apostolul Pavel, care era frustrat, care era în închisoare, care avea o problemă, un ghimpe în carne, și îl roagă pe Domnul: Doamne, îndură-te, că și așa sunt martirul tău, îndură-te de mine și scoate-mi ghimpele din carne. Și Domnul îi spune: harul meu îți este de ajuns. Deci intenția finală a Domnului nu este să ne vindece de absolut tot. Există o mare probabilitate ca unii dintre noi să muriți de cancer. Există o mare probabilitate ca unii dintre noi să facem comă diabetică. Există o mare probabilitate ca unii dintre noi să sfârșim în fibrilația cea mai lungă, care nu se mai poate defibrila. Există posibilitatea asta. Pentru că Dumnezeu ne-a pregătit un loc, destinația noastră este acolo și ne îndreptăm cu toții cu siguranță spre tunelul acesta care se deschide spre veșnicie. 3. O eclesiologie triumfalistă. Suntem bine, biserica e gata, predicile doctrinare nu mai sunt așa de folos, cele mustrătoare de asemenea, dacă au de-a face cu formarea.
O eclesiologie triumfalistă înseamnă nu mai avem nimic de corectat aici, ne simțim bine în biserică, biserica este un loc căldicel, un club al sfinților în care nu mai trebuie să corectăm comportamentele noastre. De aceea multe dintre bisericile evanghelice au renunțat la disciplină. Când ați auzit ultima oară de cineva care a fost disciplinat pentru bârfă? Când ați auzit de cineva care a fost disciplinat pentru lene? Pentru proasta utilizare a timpului? Nu, pentru că acestea nu sunt păcate, nu? Sunt sau nu sunt? 4. O escatologie realizată. Deși acest tip de teologie este mai degrabă comun medicilor carismatice, începe să ne contamineze și pe noi și noi credem că gata, acum, aici trebuie să ne bucurăm de puterile veacului viitor. Nu mai avem nimica de înfrânat sau de restrâns. Ai păcătuit? Te rog și Dumnezeu te iartă. Ai păcătuit? Dumnezeu rezolvă. La un moment dat, unul s-a dus la popă și îi spune, părinte, am păcătuit. Ce ai făcut? Păi, am furat 2 șuruburi de la întreprindere. Ok, ia câte 20 de Tatăl nostru pentru fiecare șurub, ba nu. Ca să nu mai pierd timpul. Spune 100 de Tatăl nostru și pot să mai fur 3 șuruburi. Unii dintre noi așa procedează cu Dumnezeu. Își fac planul pentru păcat și spun, după ce păcătuiesc, o să postez 2 zile și rezolv problema. Și avem impresia că Dumnezeu stă la un fel de tarabă și spune așa, 2 păcate, 3 mătănii. 2 căderi, 2 păcăleli, 2 învârteli, 4 zile de post. Unii își programează pocăința. Deci nu mă pocăiesc acum, mă pocăiesc un pic mai târziu. Autorul epistolei către evrei ne atrage atenția asupra faptului că Esau căuta cu lacrimi pocăința, așa se traduce corect textul acela, căuta cu lacrimi pocăința, dar nu-și mai aducea aminte locul unde a pus-o. Plângea cu lacrimi după ea. Îți dai seama să te joci atât de mult cu pocăința ca și cu un lucru. Tot îl ascunzi și tot îl găsești și tot îl ascunzi și tot îl găsești, până la urmă faci un fel de Alzheimer spiritual și nu-ți mai aduce aminte unde ai pus pocăința, vrei să o găsești și nu mai ai parte de ea. 4 motive pentru care nu ne plac disciplinile spirituale și toate sunt de natură teologică. Ce reglementează disciplinile? Disciplinile reglementează 4 relații, începând cu prima. Relația ta cu tine însuți. Vă amintiți când vameșul păcătos și fariseul vin în templu să roage Domnului? Ce spune vameșul? Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Pocăința tot timpul ține în cântar ego-ul, eu-ul nostru. Un lucru îmi place la Apostolul Pavel și la Apostolul Petru. Apostolul Pavel a fost prigonitor al creștinilor, da? L-au iertat frații? L-a iertat Domnul? S-a iertat el? Tot timpul își aduce aminte, toți ceilalți au închis dosarul, inclusiv Dumnezeu, el îl deschide din nou, asta înseamnă pocăință. Și eu care am fost un prigonitor, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Petru, l-a iertat Domnul pentru că l-a trădat. L-au iertat frații? Da. S-a iertat el? Își deschide dosarul din nou. Dragii mei, prima relație pe care trebuie să o rezolvi este să-ți arestezi ego-ul. Să îl pui și să-l dai cu capul de toți pereții și să-ți repeți zilnic. Ești un păcătos, răscumpărat adevărat, dar ești un păcătos. Lupta cu sine presupune tot timpul, când îți vine să te superi pe cineva, supără-te pe tine. Când îți vine să spui o căr cuiva, spune-ți ție. Când îți vine să fii supărat și să te ceri cu cineva, ceartă-te cu tine. Ești prea îngăduitor cu tine și prea aspru cu alții, aia nu-i pocăință, aia nu-i smerenie. Omul smerit este îngăduitor cu alții pentru că știe cât de căzut este el. Am un verset preferat de câțiva ani. Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Și prima dată mă gândesc la mine. Frați și surori,
Euul acesta care tot timpul caută să se apere, tot timpul caută să se protejeze, trebuie răstignit și trebuie să spunem împreună cu Apostolul Pavel că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Întrebarea este, cine poate răstigni mai bine euul tău decât tu? Cine? Prietenii? Bârfitorii tăi? Nimeni nu poate prinde eu ăla și să-l pună pe crucea Domnului Iisus Hristos decât tu însuți. Prima relație care trebuie rezolvată este relația cu tine însuți. A doua relație este cu Dumnezeu. Doamne, ai milă de mine? Păcătosul. Ești conștient de cine ești și de aceea ai nevoie de mila lui Dumnezeu. A treia relație este cu ceilalți. Aici a greșit vameșul. Doamne, eu nu sunt ca... Aici a greșit fariseul. Eu nu sunt ca vameșul acesta. Și a patra relație de care ne vom ocupa mâine este relația cu cele create, cu bunuri, cu obiecte, cele care ne creează poftele și așa mai departe. Care sunt disciplinele spirituale de care ne vom ocupa mâine? Prima este studiu, citirea și învățarea, a doua stăruința în meditație și rugăciune, a treia solitudinea, însingurarea, a patra simplitatea, a cincea supunerea, a șasea slujirea lumii și slujirea bisericii și a șaptea sărbătorirea, închinarea sau celebrarea în prezența bisericii și sărbătorirea escatologică. De ce trebuie să ne purtăm aspru cu trupul nostru? Între naștere și moarte suntem în trup, dar nu asta este sfârșitul existenței noastre. Imaginați-vă ca la sportivi, că suntem în perioada de pregătire, un fel de alergare și încălzire pe marginea terenului. Încă n-am intrat în arenă. Suntem doar în pregătirea pentru meciul cel mare, pentru când vom primi laurii victoriei. Această existență noastră în trup este un fragment, este o picătură de timp față de ceea ce ne așteaptă. Însă aici ne dăm câteva examene, dragii mei. Aici este partea de cioplire și de pregătire. Partea asta de dincoace de moarte, cât suntem în trup, este partea în care olarul ne trântește pe roata olarului și bagă degetele în noi ca să ne modeleze caracterele și să ne pregătească pentru adevărata glorificare. Apostolul 1 Corinteni 9 are un discurs cu multe întrebări retorice despre ce înseamnă adevărata libertate. Nu știu dacă la dumneavoastră se poartă, dar noi a început să vină un curent din acesta. Totul e permis. Nu spune Apostolul Pavel, toate lucrurile îmi sunt permise. Ei uită partea a doua, nu toate îmi sunt de folos. Și am ajuns așa. Vezi, mulți copii, dar probabil au auzit și ei. Ce-ai creștin dansant? Pentru că dansul nu mai este o problemă. Ce-ai creștin dansant? Să fim relevanți pentru o băută la bere, cei care nu pot și nu rezistă de cad sub masă, fără alcool. O băută la bere la studiu biblic. Fumatul nu mai este o problemă, că doar și Spurgeon a fumat. Ei nu știu că a făcut și gută. Și s-a chinuit. Și multe, multe alte libertăți pe care și le asumă oamenii în numele Harului. Și spun, numai, deci calea a fost aici și noi lărgim calea din ce în ce mai mult ca să ne bucurăm de adevărata libertate în Hristos. Iată ce spune Apostolul Pavel. Nu sunt eu slobod, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru, nu sunteți voi lucrul meu în Domnul. Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pe cete apostoliei mele Domnul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mâncăm și să bem, n-avem dreptul să ducem cu noi o soră să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli, frații Domnului și Chifa. Ori numai eu și Barnava n-avem dreptul să nu lucrăm? Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Trei metafore sunt aici. Soldat, agricultor și sportiv. Acestea apar și în Timotei. La război soldatul are
o scăpare de griji, dar cu prețul limitărilor. Trebuie să se limiteze. Trebuie să fie credincios celui ce l-a angajat. Agricultorul la fel și el se supune la niște restrângeri. Sportivul și el se supune la niște restrângeri. De ce nu s-a folosit Pavel de dreptul lui? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor, nu le spune și legea? În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului care trăieră, pe boi are în vedere Dumnezeu, sau vorbește în adins pentru noi. Versetul 12. Dacă se bucură și alții de acest drept asupra voastră, nu-i se cade cu atât mai mult nouă, dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta. Foarte interesant. De ce apostolul Pavel spune am libertate, sunt slobod, dar nu mă folosesc de drepturile mele? Îmi restrâng, mă autofrustrez, îmi iau disciplina sportivului. Dragii mei, nu are un sportiv libertatea de a se duce și să mănânce în fiecare zi la McDonald's? De ce nu se duce și o face? Pentru că prinde greutăți în plus când trebuie să alerge, nu-i așa? N-are soldatul libertatea de a dormi unde vrea, de ce trebuie să doarme în cazarmă? Ca să fie tot timpul disponibil. N-are agricultorul libertatea de a dormi până la ora 10 după amiază, până la ora 10 dimineață, de ce să scoală la 5 dimineața? Să autorestrânge, își restrânge libertățile pentru că are în vedere un premiu mai mare, o răsplată mai mare. Sportivul are în vedere cununa de lauri. Soldatul are în vedere să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și agricultorul visează la recolta din toamnă. Toți au ceva care este aruncat în față și de dragul a ceea ce e aruncat în față, precum ne spune despre Moise în Epistola către Evrei, în capitolul 11, de dragul răsplății dinainte, practici niște restrângeri, niște frustrări, dar eu nu m-am folosit din niciunul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să mi se facă așa cu mine. Căci aș vrea mai bine să mor decât să ia cineva pricina mea de laudă. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Se restrânge în relație? Se restrânge în libertate personală? Astfel să alergați pentru a căpăta premiu. Numai cine a avut viață sportivă înțelege ce înseamnă antrenamentul zilnic și plictisitor pentru a te bucura de ziua victoriei. De vreo 2-3 ani de zile m-am reapucat de sport pentru mai multe motive, dar unul este un motiv spiritual. Am încercat alte sporturi, am încercat să aleg, mi-am distrus genunchii. Mai au trebuit 5 ani de recuperare. Medicul mi-a spus să nu mai fac niciodată așa, a zis, mai aveți două șanse, în notul sau ciclism. Așa cum am reapucat de ciclism. În vara trecută, împreună cu mai mulți prieteni, am făcut un cicloton. Asta înseamnă câți kilometri mergi, câți kilometri alergi, atâția bani se strângeau pentru un copil bolnav de leucemie. Este o întreagă poveste, cei care m-au urmărit în vară știu despre ce e vorba. Și la un moment dat mi-am pus în cap să fac 400 de kilometri în 24 de ore, la 45 de ani. După părerea mea, trebuia să mă mai uit odată în buletin înainte de a începe această aventură, dar am zis, până la urmă o fac. M-am suit călare la ora 7 seara pe bicicletă, ca să prind noaptea odihnit, și am început. Și am mers. După 2 ore jumate, prima pană. Am vrut să mă las. Am făcut pana, am încălecat din nou. Ei, am făcut o greșeală, mi-am lăsat deschis bretelele la rucsac, rucsacul fiind cu aer, erau evazate, și a trecut pe lângă mine un tir și m-a agățat cu lumina de contur. De la, știți, este o luminiță mică și mi-a agățat asta, m-a sucit, m-am dezechilibrat, m-am reabilitat. Ei, atunci mi s-a făcut frică de moarte. Și era ora 3 noaptea, întuneric, frig, nu vedeam decât o luminiță în față și atunci am început, din cauza efortului, încep să nu mai judeci normal. După ce depui mult efort, nu mai judeci normal, ești să pretrec tot felul de reacții chimice, nu-ți mai circulă bine sângele în cap, prima senzație este că începe să-ți fie milă de tine. Asta este primul lucru.
Încep să-ți fie milă de tine, zici ce nebun am fost, ce prostie am făcut, nu puteam eu să stau liniștit acasă, am copii acasă, uite cum să mă întorc acum înapoi, e greu, să mă duc înainte, nu ajung. Și dintr-o dată mi-a venit imaginea aceasta în minte, a atletului care aleargă după premiu. Și lucru care m-a făcut să alerg în continuare, am zis, da, copilul ăla care e bolnav de leucemie, ăla nu se chinuie? Copilul ăla care așteaptă transplantul de măduvă, lui e bine? În momentul când nu te mai gândești la tine și nu îți mai plângi de milă ție și te gândești la obiectiv, te gândești la premiu, te gândești când o să termini și prietenii tăi o să doneze banii și ăsta o să-l ajute, cu puțin, dar o să-l ajute. Am căpătat putere, am ajuns, dus întors. Când l-am văzut, mai aveam 30 de kilometri, la 370 de kilometri, mai aveam 30 de kilometri până la... Când l-am văzut pe prietenul și asistentul meu venind în întâmpinare, cei 30 de kilometri, am plâns ca o cucoană. Așa mi-a străpuns inima de bucurie. Dar este un lucru, dragii mei, pe care l-am învățat mai presus de toate acestea. Dacă în lunile din urmă nu alergam câte 20 de kilometri în fiecare zi, mai eram în stare să fac cei 424 de ore? Nici gând. Antrenamentul de fiecare zi, cititul Bibliei în fiecare zi, memorarea Scripturilor în fiecare zi, rugăciunea în fiecare zi, te pregătesc pentru cursa cea mare. Ei, asta nu înțelegem noi. Devenim spiritual numai când ajungem la încercări. Și numai când suntem pe patul spitalului, pe patul spitalului întâlnești cei mai spirituali oameni. Când, dragii mei, antrenamentul sportivului, agricultorul, sportivul, agricultorul, soldatul, se antrenează în fiecare zi, au o disciplină în fiecare zi, fac instrucție în fiecare zi, lucrează în fiecare zi, se antrenează în fiecare zi. Toate aceste trei metafore au această perseverență de fiecare zi. Pentru bătălia cea mare, pentru concursul cel mare și pentru recolta cea mare. Un alt lucru pe care l-au în comun toți trei este că se supun de bunăvoie la frustrare. Mă apropii de încheiere. Este un proverb evreiesc. Orice proces de educație începe cu o frustrare. Pentru noi frustrarea are o conotație negativă. Deci ești frustrat. Foarte bine. Celebrează frustrarea, sărbătorește frustrarea. Le spuneam ieri la familiile tinere că frustrarea are un rol esențial în educația copiilor. Plictiseala are de asemenea un rol esențial în educația copiilor. Un copil nefrustrat, un copil care nu are restrângeri, va deveni un monstru egoist, îl programați pentru dezastru în căsnicie. De aceea, un copil trebuie să exerseze în mod permanent diferite tipuri de frustrări pentru golirea și cioplirea eului și pentru a se transforma într-un adult generos. Noi nu vrem să-i frustrăm pe copii și dacă se dau cu fundul de pământ în mol să le luăm ceva, imediat le deservim nevoile. Nimic mai greșit. Al doilea lucru pe care nu vrem să-l facem nici cu noi, nici cu ei, este să nu cumva să se plictisească copilul. Anca Axente, psiholog creștin, specializat în psihologia copilului, spune: lăsați-i pe copii să se plictisească. Copiii trebuie să se plictisească. Știți de ce? Pentru că un copil care se plictisește va lua inițiativă. Ca să nu se mai plictisească. Își va găsi ceva de făcut. Dacă tot timpul tu îi bași sub nas tableta, dacă tot timpul îi dai ceva de făcut, dacă tot timpul îi dai ceva de desenat, dacă tot timpul îi ocupi mintea, îl programezi, e ca și ăla care îi bași cartela în el și funcționează după programul pe care l-ai rulat tu. Lasă-l să devină el personalitate, să-și autoprogrameze acțiunile. Ei, pentru asta trebuie să se plictisească și trebuie frustrat. Dar vedeți, societatea contemporană tocmai aceste lucruri educative le îndepărtează și de la noi și de la el. Tot mai mult entertainment, tot mai multă distracție. Și distracția, după cum vedeți prin cuvânt, distracție este din aceeași rădăcină cu distragerea, adică defocalizare. Scopul diavolului este să ne distreze, să ne distragă de la ce? De la lucrurile esențiale.
să-ți abată atenția, să te ducă în bălării, în loc să mergi pe calea cea dreaptă, în loc să urmărești fața Domnului, în loc să te urci pe muntele cel sfânt cu Domnul, ce lasă, Moise, du-te tu. Noi ne distrăm. Noi ne abatem. Cei ce se luptă se supun la înfrânări. Encrateia, aici cuvântul care este folosit, înseamnă stăpânirea de sine, aceea când nu mai poți și totuși alergi. Când ești lovit și te doare și totuși pășești. Probabil ați văzut scene emoționante la Jocurile Olimpice când câte un sportiv accidentat aleargă și se târăște și este ajutat și este târât să treacă linia de sosire. Aceea este încrateia, se ține, îl vezi că strânge din dinți, nu mai poate, dar el totuși aleargă. De ce? Pentru că vrea să termine cursa. Un alt cuvânt care este folosit aici, care nu ne place deloc, este un cuvânt extrem de violent, care înseamnă, în limbajul boxerilor, uppercut. Mă port aspru cu trupul meu înseamnă îmi lovesc trupul, îl umilesc, îl îngenunchez, îl învinețesc și îl însângerez până cedează. Vedeți, de asta am spus că este un mesaj dificil și hrănătoare, pentru că lucrurile astea nu prea le gustăm ca evanghelici. Ce înseamnă să îți constrângi în așa măsură trupul încât să te chinui frustrându-te spre mântuire? Să te porți așa de aspru cu trupul tău încât dacă ai avea trupul tău în față, să-l lovești până îngenunchează. Ca să înțelegem mai bine, o să vă dau o imagine. Eram în armată în 1989. S-a dat alarma aceea de revoluție. Și am fost scoși în 17 decembrie, la ora 17 și ceva, în 16 decembrie, am fost scoși. Am fost duși la un depozit de muniție, întâi a plouat, după aia a înghețat, au scăzut temperaturile, făceam de gardă în jurul depozitului și eu am văzut că se scoate foarte mult armament. Acum spun public și știu că se înregistrează. Vă spun cu toată responsabilitatea de soldat în Armata Română în 1989. Armata Română a primit ordin să tragă în populație. Noi am primit ordin să tragem în populație. Am văzut cum se scot tone de armament. Vorba lui Dinescu. Cum au murit ăia de la Revoluție? Armata a tras în aer, dar oamenii au tras aer în piept. Eram dezorientați cu toții, era foarte frig și trebuia să schimbe garda. Când este foarte frig, la 3 ore maxim trebuie să schimbe garda, trecuseră 6 ore, 9 ore, 13 ore, 17 ore. Și atunci am făcut o greșeală, cei care ați mers în frig sau a stat în frig, este o greșeală fundamentală. M-am așezat, fiind după 17 ore de stat în picioare, m-am așezat ghemuit pe pământ ca să ațipesc puțin. Foarte mare greșeală la minus 5 grade. Pentru că am început să îngheț. Moartea prin îngheț este descrisă de Antoine de Saint-Exupéry. Este cea mai dulce moarte. Încep să visez frumos, sau fetița cu chibriturile, dacă aia e moartea prin înghețare. Încep să visez frumos, începe să facă cald, este o stare extrem de plăcută și au venit în prejurul meu colegii, m-au găsit, făcând rondul de la un post la altul și m-au zgâlțit, m-au sculat în picioare. Ei, în momentele acelea de confuzie în care eram între realitate și viață, între viață și moarte de fapt eram, în mintea mea erau următoarele sentimente. Îi uram că mă sculau, voiam să stau în continuare în starea aia dulce, dar în același timp mă bucuram că mă sculau, că știam că dacă rămân acolo mor. Dragii mei, asta este viața noastră spirituală. Domnul Iisus Hristos ne-a trezit la viață din înghețul morții.
Și ceea ce trebuie să faci tu este să te ridici. Știu că nu-ți place. Știu că nu-ți place. Mântuirea are un preț extrem de mare. În momentul când Domnul bagă mâna în mormântul morții după noi și ne trezește la viață, nici unul dintre noi. Mântuirea vine cu foarte mult efort, mântuirea vine din partea noastră, cu foarte mult chin, că se întâlnește harul lui Dumnezeu cu dorința lui Dumnezeu de a ne transforma și începe să lucreze în firea aceea pământească din noi. De aceea noi apar atâtea tensiuni. Îți place minciuna și ai mai vrea să minți. Ce comod era când erai necredincios să te întâlnești cu polițaiul și să spui: n-am avut, domnule. Ba, am avut centura, să știți. Dar acum nu mai poți și ți-e ciudă. Ești înghețat încă, ai mai vrea să minți, dar te trezești la realitate și îți dai seama că singura cale spre viață este să nu mai fii mânios, că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Să nu mai minți, că diavolul este tatăl minciunii. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începe să-ți încălzească sufletul și începi să te apropii de Dumnezeu și focul dragostei lui Dumnezeu începe să se apropie de tine și începi să te dezmorțești. Și începe să apară acea stare pe care o descrie Apostolul Pavel atât de bine. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Asta e starea de înghețat care se dezgheață. Ei, în momentul ăsta, trebuie să dai din mâini și din picioare. Nu vrei, dar trebuie să te miști. Te doare, dar trebuie să te miști. Cei care ați trecut prin fizioterapie, după accidentări, sportivi, sau ați făcut vreo problemă, vreo accidentare, v-ați lovit la spate și zice medicul: acum o să vă doară. Dar trebuie să facem. Păi domn doctor, dacă doare, nu. Păi dacă nu vă supuneți și nu mă ascultați, o să paralizați de la brâu în jos. Și atunci care e alegerea ta? Dacă e ordin, cu plăcere. De ce? Pentru că perspectiva cealaltă este mult mai... Și atunci te pui pe bandă, te pui pe masă, doare, strigi și urmezi sfatul medicului. Dragii mei, asta este mântuirea. Mântuirea are și o altă parte care nu ne place. Se cheamă sfințire. Mântuirea este prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar spune apostolul Pavel, mântuirea este prin credință, dar spune și Iacov după aceea. Arată-mi tu credința ta fără fapte. Nu-i așa? De aceea, ceea ce trebuie să facem este să luăm pumnul și spune apostolul Pavel: eu mă lupt, dar nu ca unul care dă un vânt. Știți în ce dă el? Hipopiazo înseamnă m-am lovit pe mine însumi. M-am constrâns. Nu stau locului. Nu mă las așa într-o băltire spirituală. Nu-mi dau voie să mă îndulcesc cu o viață extrem de comodă. Ce nădejde avem? Avem un mare preot care a trăit întru totul, la fel ca și noi, dar fără păcat. Unul dintre versetele care mie îmi plac foarte mult este Kai Hologos Sarx Egeneto. Și cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul s-a făcut carne. Pentru a da nădejde tuturor celor care sunt din carne. Că aceasta poate fi biruită carnea, poate fi înjugată, înfrântă și sfințită. Suntem înghețați, dar treziți la viață. Și ca să continuăm alergarea noastră, trebuie să ne mișcăm. Trebuie să te miști. Ei, disciplinile spirituale de care vorbim sunt toate aceste mișcări pe care trebuie să le faci obligatoriu ca să nu cazi înapoi la pământ și să nu mori înghețat. Dragii mei, această lucrare vine de la inițiativa lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin Hristos și prin har. Dumnezeu a făcut primul pas, îți întinde mâna. Ce trebuie să faci tu este să ridici tu mâna și să prinzi mâna lui. La fel ca în pictura lui Michelangelo, când Dumnezeu întinde mâna spre Adam, Adam trebuie să întindă și el mâna, să prindă mâna lui Dumnezeu. Ei, această întindere de mână este parte din disciplinile spirituale. Mă rog Domnului să înțelegem ce înseamnă în aceste două zile mă port aspru cu trupul meu, ca să pot avea premiul chemării cerești.
Dau cu pumnul, dar nu învânt. Alerg, dar alerg spre țintă. Amin. Mulțumim Domnului pentru că și în seara aceasta ne-a făcut har. Așa cum zice Sfânta Scriptură, har după har. Și în toate lucrurile acestea la care Dumnezeu ne-a chemat, ne însoțește. Biruința vine de la Domnul. Am auzit o vorbă aspră spusă tot la adresa noastră a evanghelicilor. Cea cineva, suntem parșivi. Am vrea să facă Dumnezeu și partea noastră. Dumnezeu însă ne-a dat nouă responsabilitățile care sunt ale noastre. Mulțumim Domnului că în seara aceasta am auzit încă o dată ceea ce trebuie să facem dacă vrem să ajungem să câștigăm premiul sau dacă vrem să fim gata pentru ziua bătăliei. Haideți să mulțumim Domnului pentru mesajul pe care ni l-a trimis. Vă rog să vă ridicați și să cerem har de la Domnul ca să nu fim ascultători uituci, ci împlinitori cu fapta. Îl rog pe fratele Cristi Ciobanu să ne conducă cu voce tare rugăciunea aceasta. Îți mulțumesc, Doamne Tată, că ne-ai mai dat o zi de viață, Doamne, ne-ai mai dat încă o zi în care să ne putem întoarce cu fața spre Tine, Doamne. Ajută-ne ca această zi și această seară să o folosim pentru pocăința noastră, pentru îndreptarea noastră. Îți mulțumim pentru tot cuvântul Tău, pentru că este clar, este deslușit. Îți mulțumim pentru harul Tău și pentru mâna Ta întinsă, Doamne. Și iartă-ne că de multe ori am preferat confortul, am preferat lenea, am preferat să ne lăsăm distrași de la ceea ce este cu adevărat esențial pentru viețile noastre. Și rog în această seară să ne ajut să plecăm cu un duh nou din casa Amin. Ta, Doamne, Amin. Cu forțe noi, cu dorință nouă și arzătoare ca să facem această schimbare în viața noastră. Amin. Această schimbare care s-ar putea să doară, s-ar putea să fie inconfortabilă, dar care va aduce sfințirea noastră. Dă-ne putere, Doamne, să nu ne lăsăm și să rămânem statornici și tari pe Amin. Calea Ta. Amin. Binecuvintează-ne spre casele noastre. Amin. Ajută-ne și acolo să fim o lumină pentru soții, pentru copii, pentru vecini. Și în ziua de mâine, la fel, binecuvintează Amin. Și în ziua de mâine cuvântul Tău, Doamne Amin. Tate. Ajută-ne să putem veni aici cu bucurie, Amin. Cu o inimă deschisă, cu o inimă gata să primească transformarea din partea Ta. Și fii cu noi în toate. În numele Domnului Iisus te rugăm să ne asculți. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin. Vă rog să vă așezați. Cu ajutorul Domnului ne întâlnim și mâine seară la aceeași oră, la ora 7.